Unde-s doi, puterea crește, iar un pic de compasiune de la fiecare dintre noi se poate transforma într-o adevărată temelie pentru viitorul unor oameni. Primul în Moldova a relatat anterior despre istoria familiei cu 6 copii a preotului Igor Coman răpus de virusul COVID-19, care a rămas fără sprijin într-o locuință mică luată cu chirie. Fostul președinte al țării, Igor Dodon, care a văzut povestea, a anunțat o nouă campanie de colectare a fondurilor pentru a le dărui celor 6 micuți propriul cămin. După ce a cunoscut povestea familiei Coman din știrile de la Primul în Moldova, dar și datorită echipei socialiștilor de la Comrat, Igor Dodon a decis să se vadă personal cu vădva preotului decedat. Femeia a venit la Chișinău cu 3 dintre cei 6 copii ai săi. Am hotărât că noi să lansăm o campanie pe cont cel care l-a deschis, pentru a vă ajuta să cumpărați o locuință. Unde? În Comrat, vreți sau în alte? În Comrat, pentru că acolo am lucrat, acolo ești în decret, vreau mai departe să copiii deja învață. Igor Dodon s-a declarat sigur că oamenii de bună credință nu vor rămâne indiferenți, iar în cadrul campaniei de colectare a fondurilor vor fi acumulate suficiente surse pentru procurarea casei atât de mult visate de această familie. Eu am reușit parcursul ultimilor 4 ani să ajut câteva sute de familii care nu merită în aceeași probleme, de aceea vom face tot posibil să ajutăm și această familie care cu regret au rămas fără tată, o vârstă foarte fragedă, dubără de COVID. Îndemn pe toți. Și nu doar în postul mare, suntem în postul mare, dar să ajutăm tot timpul cu ce putem. Eu să fac tot posibil să ajut. Mare este bunul Dumnezeu și sperăm la mai bine. Trăim doar cu speranță. Mulțumim la toți cei care au colaborat, care au donat, care au ajutat. Din suflet am să mulțumesc. Tradițional, echipa fostului președinte al țării a pregătit cadouri și pentru cei 6 copii ai familiei Coman. Jucăriile, rechizitele, dar și uniformele sportive donate i-au bucurat pe cei mici. Sunt chiar utile, chiar ne trebuiau. Pentru asta mulțumim. Preotul Igor Coman a decedat în luna martie din cauza complicațiilor virusului pandemic. El a slujit lui Dumnezeu 15 ani în satul Vișneovca, din raionul Cantemir. Toate economiile sale au mers la ridicarea lăcașului sfânt, astfel familia nu a reușit să-și procure o locuință. Săptămâna trecută, o altă familie cu 8 copii din raionul Anenii Noi a intrat în propria casă procurată în cadrul unei campanii anunțate de Igor Dodon.